Autoproclamații dictatorii Republicii Moldova, nici de cum nu vor să înțeleagă că Republica Moldova este un stat de drept, Republica Moldova are Constituție, cei că Voronin, eu nici nu știu în calitate de ce să prezint astăzi, președintele Republicii Moldova, parcă conform Constituției nu mai este, președintele Parlamentului, nu știu dacă are dreptul să fie mai departe. De ce noi, fracțiunea Alianța Moldova noastră, am depus un document foarte important către Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Este o argumentare, spune destul de amplă, a tuturor încălcărilor care le-a comis conducerea actuală a Republicii Moldova și personal președintele Republicii. În primul rând, se constate interimatul funcției de președinte a Republicii Moldova, imposibilitatea actualului președinte de a-și exercita atribuțiile, declararea decretelor adoptate de președintele Republicii Moldova în perioada de incompatibilitate din momentul validării mandatului de deputat ca neconstituțional. Mandatul președintelui Republicii Moldova durează 4 ani și se exercită de la depunerea jurământului. Calitatea de președinte a Republicii Moldova este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite. Vacanța funcției de președinte a Republicii Moldova intervine în caz de expirare a mandatului. Mandatul a expirat. Actele emise, adoptate în situația de conflict de interese, sunt neconstituționale. De fapt, după ce a fost validat mandatul președintelui Parlamentului, Vladimir Voronin, el imediat trebuie să-și dea demisia din funcția de președinte a țării, fiind doar președinte interimar. De aceea, de la momentul apariției acestei incompatibilități, toate decretele și decretul de numire a primului ministru și multe alte lucruri sunt ilegale. Comuniștii din stat, și nu numai, dar odată cu venirea lor la guvernare, începând cu anul 2001, au ignorat toate rezoluțiile instituțiilor europene și nu numai. De data aceasta, după adoptarea rezoluției Parlamentului European, adunării parlamentare a Consiliului Europei, după acele îndemnuri care au parvenit de la Topolanic, prim-ministrul cehii și președintele în exercițiu Uniunii Europene, de la înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă, domnul Solana, partidele de opoziție au venit cu propuneri concrete pentru a iniția un dialog politic. Au fost înaintate precondiții de toate formațiunile politice. Cu părere de admirău, comuniștii au ignorat acest dialog politic, bineînțeles, din start dorind sau dorindu-și alegeri anticipate. Și bineînțeles că ei au provocat acea situație care o avem de incertitudine în Republica Moldova, nemai vorbind de cele întâmplate la renumitul 6-7 aprilie, de care guvernarea actuală poartă vina totală. Este benefic și salutabil comportamentul opoziției de la 91 încoace,
când cei 41 de deputați în Parlament, nedorind să fie tratați ca niște trădători ai neamului, nu au mers nici la un șantaj financiar politic, nu și-au vândut demnitatea, nu și-au vândut mesajul care au venit în fața alegătorilor și, bineînțeles, că aceasta i-a șocat foarte mult pe comuniști, care ei gândeau că cineva va proceda așa cum s-a procedat și în 2001 și în 2005. Eu cred că președintele Republicii Moldova, cetățenii Republicii Moldova, îl vor alege pe acel care îl doresc ei. În acest caz, în Parlament, care trebuie să fie formula ca să fie ales în calitate de președinte? Deci, noi o să vă anunțăm poziția noastră la acest capitol, dar eu v-am răspuns că electoratul din Republica Moldova își va alege acel președinte pe care îl vor dori sau pe cel care îl merită. Remarci la legătură cu interviul din partea agenției UNEDA. Îmi place cum voi conformați conferința de presă în interviu pentru UNEDA. Dar în legătură cu plecarea domnului Rupu, presa scrie despre faptul că nereușita președintelui Voronin de a atrage un vot din partea opoziției a fost ca un semnal al faptului că el nu mai este o persoană influentă în viața politică a Republicii Moldova. A fost un fiasco pentru Voron. Plecarea domnului Rupu din Partidul Comuniștilor, în mod evident, arată că el a suportat un fiasco în interiorul Partidului Comuniștilor deja, că el nu mai este influent, așa cum era, în interiorul Partidului Comuniștilor, respectiv, n-a putut să menține unul dintre principalii săi membri de partid. Iar în ce ține despre candidatura domnului Urechean la funcția de președinte al țării, eu vreau să vă spun că foarte mult s-a speculat pe acest subiect, dar mă tem că nu toți au vrut să-l înțeleagă în mod corect. Fiecare partid, deoarece la noi sistemul este parlamentar, care merge la legile parlamentare, noi considerăm că trebuie să-și anunțe candidatul pentru viitoarele alegeri ale președintelui țării, astfel ca populația să-l cunoască din timp. Această manieră este una cinstită față de alegători. În cazul Partidului Comuniștilor, de exemplu, noi toți ne-am convins că a fost din nou o speculație. Tot timpul au lăsat să înțeleagă că vor avea de candidat pe Marian Rupu, care după aceea l-au aruncat deci, din Londra, practic, și s-a venit cu un alt candidat. Deci nu este cinstit să mergi la alegerile parlamentare, dar știi după aceea să alege președintele țării în Parlament, fără a spune care este candidatul tău, populația să-l cunoască din timp, să-l poată aprecia și puțin să voteze. Și noi, foarte clar, am spus cine este candidatul nostru la funcție de președinte.